Ieri, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a avut o întâlnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu și viceprim-ministrul Marian Neacșu, în cadrul căreia s-a discutat pe marginea solicitărilor înaintate de Sindicatul Muntele în vederea identificării de soluții pentru problemele vitale ale Văii Jiului. Președintele Consiliului Județean Hunedoara a primit asigurări că se vor căuta soluții pentru a acorda noi societăți Complexul Energetic Valea Jiului un ajutor de stat cu titlul de împrumut în valoare de 590 de milioane de lei până la primirea acordului pentru obținerea ajutorului de stat. Fiindcă privim spre viitor, susțin propunerea de formare a unui comitet interministerial la nivel de guvern care să asigure tranziția justă a Văii Jiului, de la producerea de energie pe bază de huilă la o dezvoltare consolidată a condițiilor sociale. Valea Jiului poate fi un exemplu în ceea ce privește acest proces. În acest context, sunt necesare reglementări legislative în concordanță cu specificul și oportunitățile fiecarei zone. Am discutat și despre ceea ce se va întâmpla după anul 2032. Având în vedere condițiile grele în care își desfășoară activitatea minerii din Valea Jiului, susțin menținerea în vigoare a tuturor prevederilor legale care se referă la mineritul de huilă și uraniu în noua lege a pensiilor, a declarat președintele Laurențiu Nistor.